Amen. Okay, we're going to continue now looking at this third woe. Vom continua cum să ne uităm la cel de-al treilea vai pe care l-am început câteva zile în urmă. Now yesterday we were looking at the story of Balaam. Ieri ne-am uitat la istoria lui Balaam. And we were also marking these birth pangs that's marked right here beginning at 9/11. Și am descoperit că durerile nașterii sunt marcate ca începând de la 11 septembrie. And it was marking the three times where Islam was restrained. Și le-am marcat pe hartă ca apărând de trei ori când Islamul este reținut. Okay, the restraint here, they have to hurt not the sea. Prima dată era prima. Sorry, hurt not the earth. Sorry, not the sea. Să nu veteme pământul. Which we understand was the United States. Care am înțeles că este Statele Unite ale Americii. Until the priests are sealed in their forehead. Până când preoții sunt sigilați pe frunți. Then they're to harp not the sea. Apoi urma să nu veteme marea, which was the Gentiles, care erau neamurile, until the Levites are sealed in their forehead. Pentru ca leviții să fie sigilați pe frunți. And then again he's restrained here, and they're to harp not the nations. Și apoi este pus din nou frâu pentru ca să nu veteme națiunile. Until the 11th hour workers are sealed in their forehead. Până când muncitorii orei a 11-a nu sunt din ceasul al 11-lea nu sunt sigilați pe frunți. And what we just read there was based upon Revelation 7 și verses 1 to 3. Și toate acestea le-am descoperit din Apocalipsa 7 cu versetele 1 la 3 and Revelation 9:4. Și Apocalipsa 9 versetul 4. Revelation 7 was marking 9/11. Apocalipsa 7 marchează 11 septembrie. And Revelation 9:4 was fulfilled in history and is repeated is typifying this time period right here. Iar Apocalipsa 9 cu 4 a fost împlinit în istorie la 27 iulie 1299 și este un tip pentru 11 septembrie. So it's marking the beginning of the first war in history here was for this 150 years from 27th of July 1299 to 27th July. Marchează începutul primului vai, perioada de 150 de ani, dintre 27 iulie 1299 și 27 iulie 1449. So that prophecy from there to there marked as 5 months. Această profeție marcată între aceste două date sunt cele 5 luni. Which we know 5 months in Bible prophecy was 150 years. Și noi știm că cele 5 luni în profeția biblică sunt cei 150 de ani. So, we're now going to show how this time period here is typifying 9/11 to this point in time here which we call midnight. Și vom arăta acum cum această perioadă este un tip a perioadei de la 11 septembrie până la punctul următor pe care noi îl numim ca fiind miezul nopții. But before we go there, we want to read a quote now from Early Writings, page 38. Însă, înainte de a face aceasta, haideți să citim un pasaj din scrieri timpurii. La notițe este pagina 174. Pagina 174 a notițelor. Paragraful este ultimul de jos. Și se continuă și pe pagina 175. Bine, de acord, uite. Yeah.
Still here? Yep. Okay. Am văzut patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ și tocmai mergeau spre a o împlini. Iisus era îmbrăcat cu hainele de preot. El a privit înduioșat rămășița, apoi și-a ridicat mâinile și cu un glas plin de milă a strigat: Sângele meu, Tată, sângele meu, sângele meu, sângele meu. Apoi am văzut o lumină nespus de strălucitoare venind de la Dumnezeu, care ședea pe marele tron alb și toată lumina s-a revărsat în jurul lui Iisus. Apoi am văzut un înger cu o însărcinare de la Iisus, zburând cu repeziciune la cei patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ și fluturând în sus și în jos un lucru pe care îl țineau în mână, strigând cu glas tare: Țineți, 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 până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. L-am întrebat pe înger, pe îngerul care mă însoțea, ce înseamnă ceea ce auzisem și ce urma să facă cei patru îngeri. El mi-a zis că Dumnezeu era acela care ținea în frâu puterile și că le-a dat îngerilor să-i stăpânire peste lucrurile de pe pământ, că cei patru îngeri aveau putere de la Dumnezeu pentru a ține cele patru vânturi și că se aflau pe punctul de a le lăsa în voie. Însă în timp ce mâinile lor slăbeau încet strânsoarea și cele patru vânturi erau gata să sufle, ochiul plin de milă al lui Iisus a privit asupra rămășiței care nu era sigilată și a ridicat mâinile către Tatăl și s-a rugat la El, spunându-i că își vărsase sângele pentru aceștia. Atunci fusese însărcinat un alt înger să zboare repede la cei patru îngeri cu porunca de a ține vânturile până când slujitorii lui Dumnezeu aveau să fie sigilați pe frunțile lor cu sigiliul viului Dumnezeu. So this is talking about Revelation 7 and verses 1 to 3 that we were reading. Acest pasaj vorbește despre Apocalipsa 7, versetele 1 la 3. Now we understand that angel arrived here in 1989. Noi înțelegem că acest înger a ajuns aici în 1989. But as Brother Philip was teaching you, whenever the message arrives, they never understand it. Iar fratele Philip ne-a arătat în această săptămână că de fiecare dată când îngerul vine, mesajul nu este înțeles. But it's at the first waymark where it's proven that the message is the correct message. Însă prima piatră de hotar ne arată că mesajul este the message, the proven. It's proven, confirmed. Mesajul este confirmat, este dovedit. And the angel cries, hold, 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 hold. Și îngerul strigă, țineți, 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 țineți. Because we know right here the four winds are fully released. Pentru că noi știm că la închiderea harului cele patru vânturi sunt eliberate total. So Christ has shown us that at each stage how he's controlling each thing and each point in time to allow for his glory to go forth. Și Isus ne arată că Isus conduce absolut totul pentru ca gloria lui să fie onorată. And he, Christ, sees right here that the four winds were about to blow. Și Isus a văzut că la 11 septembrie cele patru vânturi erau gata pe cale să bată, să înceapă să. But he cries with a loud voice to his father. Însă vocea lui s-a ridicat la Tatăl. Hold, 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 hold. Țineți, 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 țineți de patru ori. Until the servants of God are sealed in their forehead. Până când servitorii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunți. It's a woeful message. Este un mesaj atât de teribil. But it's a beautiful message. Dar este un mesaj frumos. It's a message of mercy. Este un mesaj al milei, un mesaj minunat. And Christ is in control of every step of it. Și Dumnezeu controlează fiecare pas. Now, go back to Numbers 28. Let's look at Balaam. Haideți să mergem înapoi, să deschidem la numărul 22, să ne uităm la Balaam. We're just going to put a symbol in place. Și să punem un simbol, să așezăm un simbol. And after the United States strikes Islam the third time. După ce statul islamic va lovi. No, after, you said after it strikes. No, after United States. All right.
După ce Statele Unite ale Americii pun frâu asupra islamului a patra oră. Yeah. It says here in verse 28. În versetul 28, numeri 22. Versetul 28. Și Domnul a deschis gura măgăriței și a spus lui Balaam: Balaam, ce ți-am făcut eu că m-ai lovit de aceste trei ori? So, right here, the ass, his mouth is open. How do you spell ass? What's the ass in? Măgar. Yeah. M. M. Yeah. I. A. G. I. A. Yeah, I've got it. R. Okay. I'm getting used to your D's and T's. Next time I will. So, Magath speaks. The Magath speaks. The ass speaks. Yeah. V. O. R. B. E. S. And then just. T. E. E, yeah. E here? Or E here? Here, this one. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, right here it's marked that the ass speaks, right? But there's something specific about that ass we need to understand. Marcăm aici pe hartă că măgarul vorbește, măgărița vorbește, însă trebuie să vedem ceva anume. Go to 2 Peter chapter 2. Deschideți la 2 Petru. Verses 15 and 16. 2 Petru, capitolul 2, versetele 15 și 16. 2 Petru 2, 15 și 16. Când au părăsit calea dreaptă și s-au rătăcit, urmând calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata nedreptății, dar a fost mustrat pentru nelegiuirea sa, măgărița necuvântătoare, vorbind cu vocea omului, a oprit nebunia profetului. So, what kind of ass is here? What's wrong with the ass? Ce este aici? Ce este greșit? Ce este rău cu măgărița? Ce e în neregulă cu ea? She talks. She speaks. That's not what it says. She speaks like a man. No, it like says the dumb ass. Does it say that there? No. It says only that necuvântătoare. Okay, in the King James. Despre, da, dumb e totuși. Mute. Dumb? Yeah, dumb mute. Is mute? Yeah. 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 Mute, okay? Ah, okay, mă scuzați, so, avem eu... All through this time period, the ass is mute, but right here he speaks, right? În tot acest timp, măgărița este mută, dar aici deodată vorbește. So, how do you spell what's mute? Is it M-U-T? Yeah. So. Muta. Oh, is that okay? Okay. No. Okay, I'll put... You put A, yeah. Okay. Right. So that is something prepared. We're going to see. We're going to give you a second witness for that shortly. Și vă voi oferi și un al doilea martor pentru aceasta într-un timp scurt. Okay. No problem. So one last. Thing we want to put in place. Let's read this quote now from 7 Bible Commentary 967. Haideți să citim de la notițe, paragraful de jos de la pagina 175, este din volumul 7 al comentariilor biblice, pagina 967. Patru îngeri puternici rețin cele patru vânturi ale pământului, până când servii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. Națiunile lumii sunt dornice de luptă, dar sunt ținute pe loc de îngeri. Când această forță restrictivă va fi îndepărtată, va veni o vreme de necaz și groază. Vor fi inventate arme aducătoare de moarte. Vase de război vor fi scufundate în marele adânc împreună cu încărcătura lor vie.
Credincioșii care nu vor avea Duhul adevărului se vor uni sub conducerea uneltirilor satanice, dar vor fi ținuți sub control până când va veni timpul pentru marea bătălie a Armagedonului. Comentariile biblice, dar acest pasaj apare și în Evenimentele ultimelor zile la pagina 238. Ok. Now we're going to use another key in the Bible. Vom folosi o încă o cheie din Biblie. Go to Luke chapter 1. Luca, capitolul 1. Now, we're not going to read Luke chapter 1. Nu vom citi Luca 1. We're going to use it as a reference, right? Vom folosi doar ca o referință. It's a big chapter. Este un capitol foarte lung. But we will just reference some things out of here and you can check it for yourself. Însă vom face doar câteva referiri la acest capitol și dumneavoastră puteți să verificați. Now this is the story of Zechariah the priest. Aceasta este istoria preotului Zaharia. Okay? And Zacharias is in the temple and he's tarrying, it says. Și Zaharia este în templul și Biblia ne spune că el întârzia. In verse 21, it says as he tarried, the people were waiting for him. Și în timp ce poporul îl aștepta, spune că poporul îl aștepta în timp ce el întârzia în templul. Versetul 21. So it's marking the tarrying time. Avem timpul întârzierii. Which we know begins at 9/11. Care noi știm că a început la 11 septembrie. So there's an angel comes down to Zechariah and gives him a message. Este un înger care coboară la Zaharia și îi dă un mesaj. Now, Zechariah represents the leadership of the church, right? He's a priest. Zaharia reprezintă liderii bisericii, el este un preot. And we know when the tarrying time begins, an angel comes down and it's a message. Și noi știm că atunci când timpul de întârziere începe, un înger coboară și acesta are un mesaj. And it begins the tarrying time of the parable of the 10 virgins. Și începe timpul de întârziere al parabolei celor 10 fecioare. So, my question is, when the angel gives Zacharias the message, întrebarea mea este, când îngerul îi dă lui Zaharia mesajul, does he believe him? Îl crede el? Crede Zaharia mesajul pe care îl primește de la înger? Does he accept the message? Acceptă mesajul? No, because he represents the stubborn, stiff-necked, rebellious people at the end of the world. Nu, pentru că el îi reprezintă pe oamenii îndărătnici, încăpățânați, blocați de la sfârșitul lumii. So what happens to him because he will not believe the angel? Și ce îi se întâmplă pentru că nu crede mesajul îngerului? He's struck dumb, right? El este lovit cu muțire. Right, Zacharias. Right there. And then just put mute up on it. Yeah, probably you can put it there. Okay. Thank you. So the message that he's given is his wife is going to have a baby, right? Mesajul pe care îi se aduce lui Zaharia este că soția lui va avea un bebeluș, un copil. Yes? Adevărat? Okay. And when a woman's pregnant, she has birth pangs, right? Iar atunci când o femeie este însărcinată, trece prin durerile nașterii. Okay, so this is just an agreement with the birth pangs that are marked in here. Aceasta este doar un alt exemplu al durerilor nașterii care sunt marcate pe linie. So, how long is the woman pregnant for? Pentru care este perioada în care este femeia însărcinată? 9 months, right? Now we know we got no time. These things are symbolic. Right? Noi știm că nu mai este timp și că aceste lucruri sunt simbolice. Now we understand that if you bring on all the other lines on here,
Și noi știm și înțelegem că dacă aducem celelalte linii peste linia aceasta, we understand the story of Esther is speaking about this time period. Înțelegem de asemenea că istoria Esterei vorbește despre acest timp. We understand the king has a feast for 6 months, 180 days. Și înțelegem că regele are o petrecere, un dineu pentru 6 months? Yeah, 180 pentru 6 luni, 180 de zile. And that 6-month period on this line is marked from 9/11 to the midnight crash. Și aceste 6 luni sunt marcate de la 11 septembrie până la strigătul de la miezul nopții. So, already in the public record we have a 6-month period marked here. Already in the public record. Și de asemenea deja avem de mai mult timp și suntem pe înregistrările publice. Am marcat aceste 6 luni. We have a symbolic 6 months marked there. Le-am marcat simbolic aceste 6 luni. Now we also know that this is marking the point. This is marked by the king Jehoiachin. Știm de asemenea că acest punct este marcat de împăratul Jehoiachin. And Jehoiachin ruled for 3 months. Și Jehoiachin a fost împărat, a condus pentru 3 luni. Now there are other symbols elsewhere in the Bible, but we're just I'm just keeping it nice and simple. Și sunt și alte simboluri în Biblie, însă le aduc doar pe acestea două ca să fie cât mai simplu. So, just by bringing other symbols in, we've got our 9-month period from 9/11 to the Sunday law. Și am adus doar aceste câteva simboluri și le-am plasat pe linia noastră și avem cele 9 luni de la 11 septembrie până la Sunday law, până la legea duminicală. Now, acum. In the story of Luke, when the angel is finished going to speak with Elizabeth, în Luca, sorry, with Zacharias, când îngerul termină de vorbit cu Zaharia, okay, he goes next to see Mary. Se duce după aceea să o vadă pe Maria. And it says that he goes to see Mary at the 6-month point. Și spune că s-a dus să o vadă pe Maria la împlinirea celor 6 luni. Now, the name Mary means bitter. Numele Maria înseamnă amar. How do you spell Mary? The same. Just like Mary. M I R Y. No. E. E. Yeah. And again I. Again. No. Again I. Another one. Yeah. E. You mean? Yeah. Maria. Yeah. Okay. So, Mary comes up at the 6-month point. Maria apare la punctul celor 6 luni. Because an angel comes down to Mary and gives her a message, right? Pentru că un înger vine la Maria și aduce un mesaj. Does she believe the message? Crede ea mesajul? Yeah, she believes it, right? And she's blessed, right? Da, îl crede și ea este binecuvântată. And she immediately goes up and she sees Elizabeth. Și ea imediat pleacă și o vede pe Elizabeta. And as soon as Mary sees Elizabeth, she prophesies to her. Și de îndată ce Mary sees Elizabeth, yeah, she makes a prophecy. Maria o vede pe Elizabeta, ea face o profeție. And Elizabeth prophesies back. Și Elizabeta îi dă și ei o profeție. This is marking a doubling right here. Și aceasta marchează porția dublă, dublarea. There's many things that show that at the midnight cry there's a double measure of the Holy Spirit poured out. Și sunt mult mai multe dovezi pe care le-am putea aduce că la strigătul de la miezul nopții Duhul Sfânt este coborât în măsură dublă. And when we go start going through the binding off, we're going to show, give you many, many witnesses for that. Și când vom începe perioada de legare, vom aduce toate aceste dovezi. But we know right here that Elizabeth filled with the Holy Spirit. Însă știm că în acest moment Elizabeta este umplută cu Duhul Sfânt. In line with the Holy Spirit is poured out here. În linie cu atunci când Duhul Sfânt este revărsat. Mary
is a symbol of human flesh combined with divinity. Maria este un simbol al cărnii la a umanității îmbinate cu divinul. We know that the two tables of stone were a combination of the human and the divine. Noi știm că cele două table de piatră au fost o combinație între uman și divin. The first set of tables were broken. Primul set de table a fost spart, fărâmat. So the second set, the Lord told Moses, "You cut out the stone and I'll write on it with my finger." Iar pe la al doilea set, Dumnezeu îi spune lui Moise, "Tu taie pietrele, forma și eu le voi scrie cu degetul." And it's typifying the combination of the human and divine. Și este tipul, este un tip pentru combinația uman-divin. These charts are the prophetic parallel to the two tables of stone. Aceste două hărți sunt paralela profetică la cele două pietre de la cele două table de piatră. Okay, we understand that this was put together by human hands but written by the finger of God. Noi am înțeles că toate aceste lucruri au fost așezate de către au fost puse la un loc de omenescul, de umanul, dar mâna lui Dumnezeu a fost în scrierea lor. Now we know that this period right here is typifying Pentecost. Noi știm că acest punct aici de asemenea reprezintă cinzecimea. At Pentecost they held up two loaves of bread. Și la cinzecime au ridicat două coșuri cu pâine. And the bread represents the word of God. Și pâinea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. But these were loaves that had leaven in them. But these were loaves of bread that had been raised through with yeast, leaven. Pâinea era dospită. Avea luat, era dospită, and they... Yeah, but in the Bible they say that leaven represents sin. Iar în Biblie dospeala reprezintă păcat. So these two loaves represent God's people that have had all the sin baked out of them. Aceste două pâini reprezintă poporul lui Dumnezeu și care din mijlocul cărora păcatul este îndepărtat. Sister White says a loaf of bread has to have all the yeast has to be dead, has to be baked all the way through. Dumnezeu spune că din aluat trebuie îndepărtată drojdia. So Pentecost right here is typifying the doubling. Cinzecimea aici reprezintă dublarea. Okay, you got two stone tables, you got two jars, you got two loaves of bread, all marking Pentecost. Toate aceste două pietre, două table de piatră, aceste două hărți, cele două pâini reprezintă acest punct, reprezintă cinzecimea. Pentecost, because Moses was given the two tables on Pentecost. Cinzecimea, pentru că la cinzecime lui Moise s-au dat cele două table. So after this point here, după acest moment, Mary stays for another 3 months. Maria stă încă 3 luni until the child is born. Până când copilul se naște. Okay, and when the child is born, they want to call his name. What do they want to call his name? Cum au vrut să-l numească pe copil? Zaharia. They want to call him Zacharias, right? Au vrut să-l numească Zaharia. Now, we've shared this here, I think, several months back. Acum câteva luni, dacă mi-amintesc bine, v-am explicat aceste lucruri. In fact, I know brother Patrick did the seven thunders right here. Și știu sigur că fratele Patrick a făcut cele șapte tunete. So the seven thunders represent that apply to the Adventist Church are the seven last kings of Judah. Și cele șapte tunete se aplică bisericii lui Dumnezeu. Bisericii adventiste și este reprezentat de cei șapte, seven last kings, of Judah. Și de ultimii șapte împărați lui Iuda. Okay.
going from 1989 to the Sunday law. Care încep de la 1989 până la legea duminicală. But we also understand there's another stick, right? We were talking about this last night. Și mai este celălalt băț, toiac, despre care am vorbit noaptea trecută. The widow of Sarepta is gathering two sticks. Pentru că văduva din Sarepta adună două bețe. In Ezekiel 37, when they're raised out of their graves, marked by Lazarus right here. Ezekiel 37, ridicarea din mormânt a lui Lazar, marcată aici. They go and begin to gather the two sticks. Dumnezeu începe să pună cap la cap, să lipească cele două, să îmbine cele două bețe. And the other stick represented Israel, the 10 tribes. Iar celălalt băț reprezintă Israelul, cele 10 triburi. Goes from the midnight cry to the close of probation. Care merge de la strigătul de la miezul nopții la închiderea harului. And it's the seven last kings of Israel. Și sunt ultimii 10 regi ai lui Israel. And we understand their names have a meaning and they're marking events that take place in here. Și arătăm că numele lor au o însemnătate și marchează aceste evenimente care au loc de la strigătul de la miezul nopții până la închiderea harului. So what's the second king? Deci care era al doilea rege? Do you remember? Vă mai amintiți? The second one from Judah or Israel? The second of the seven kings of Israel. Do you anybody remember? Care este al doilea rege din ultimii 7 al lui Israel? Jeroboam, yeah, second. Jeroboam al doilea. Followed by urmat de Zachariah. Zaharia. Right, Zachariah's marked right here. Zaharia este marcat la legea duminicală. Okay, and it's right here they want to call his name Zachariah. Și exact aici au vrut să numească copilul Zaharia. And Zacharias means God remembers. Și Zaharia înseamnă Dumnezeu își amintește. Okay, înțelegeți? Many things the Lord is going to remember right here. La legea duminicală Dumnezeu își va aminti foarte multe lucruri. But we're not looking at that. They call his name John. Okay, dar în loc de Zaharia l-au numit pe copil Ioan. And who's John? Cine este Ioan? Ioan the Baptist. John the Baptist, right? Ioan Botezătorul. He's the Elijah message, right? El este mesajul lui Ilie. He's the first angel's message. El este prima solie îngerească. Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, căci a sosit ceasul judecății sale. What happens to Zacharias right here? Ce se întâmplă lui Zaharia chiar aici? Unmuted. He speaks. El începe și vorbește. He struck dumb here, but right here he speaks. El este lovit aici cu muțenie, dar aici începe și vorbește. Line upon line, brothers and sisters. Linie peste linie, frați. John the Baptist represents the first angel's message, which is the everlasting gospel that's going to go to the Gentiles right here. One, two, three messages. Ioan Botezătorul este mesajul primului înger care va merge la neamuri, prima, a doua și a treia solie. It's telling us, it's another witness. There is no message for the world between 9/11 and the Sunday law. Acesta este un alt martor care ne arată că nu există mesaj, nu avem mesaj pentru lume între 11 septembrie până la legea duminicală. Because at 9/11, just like in the time of Christ, Christ is gathering his new people. Pentru că de la 11 septembrie Dumnezeu a început să își adune poporul. He's gathering the remnant, brothers and sisters. El își adună rămășița. And at 9/11, he's going to pour out his spirit upon them and they're going to give a message to the world. A Sunday law. At the Sunday law. Yeah. Oh, at the Sunday law. Sorry. Și la legea duminicală Dumnezeu va revărsa Duhul Cel Sfânt asupra rămășiței, iar aceștia vor merge la neamuri și vor da solia. So here you have the ass speaking. Aici avem măgarul care începe, măgărița care începe să vorbească. You have Zechariah speaking. Îl avem pe Zaharia care începe să vorbească. Does the dragon speak here? Vorbește dragonul la legea duminicală? Yes. What about Habacuc? Dar Habacuc. Though he tarry, wait for him. Dacă, he will surely come, right? Dacă întârzie, așteaptă-o că își va veni cu siguranță. Though the vision tarry,
wait for it. Dacă viziunea întârzie, așteaptă. Okay, the vision is going to speak right here. Viziunea va vorbi chiar acolo, la legea duminicală. This is the cross, brothers and sisters. Este crucea acolo, frați și surori. Okay. Just so you understand the point, go to Galatians chapter 3. Ca să putem înțelege și mai bine, haideți să deschidem la Galateni 3. Galatians chapter 3 and verse 13. Galateni 3, 13. Yeah. Versetul 13. Galateni 3 cu 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine atârnă pe lemn. Now, I want to make sure that the people in the audience understand perfectly what I'm saying, right? Acum vreau să mă asigur că înțelegeți perfect exact ceea ce spun. Okay? I don't want any people to go from here and misrepresent what I'm saying. Nu vreau ca nimeni să plece de aici și să aibă o înțelegere greșită despre ceea ce voi spune acum. I want to make sure that people that leave here taking what I'm saying, make sure they say what I'm saying. Vreau ca toți cei care sunteți aici când veți ieși pe ușa aceasta să spuneți ceea ce am spus și să nu cumva să spuneți altceva ce nu am spus. It says in verse 13. You want to read it? Okay, again. Are you read it? Yeah. Okay. So it says, cursed is the man that hangeth on a tree. Galaten 3 cu 13 spune că Hristos este the man. That's what it says, right? Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Sorry. You got the right verse? Yeah. Hristos este oricine. Christ is everyone, yeah? No. Christ redeemed us from the curse. Okay. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. So, my question is, where do we find the curse in the law of God? Întrebarea este, unde găsim blestemul în legea lui Dumnezeu? Where is the curse in the law of God, brothers and sisters? Unde este blestemul în legea lui Dumnezeu, frați și surori? Oricum, legea este acuzatorul. Deci, ca și un blestem. The law is the one who talks against. It's No. Where is it written? Unde este scris blestemul în lege? Căci așa Jesus, spune. When he's in the wilderness, every time the Satan tempted him, he said, it is written. Căci Hristos, de fiecare dată când a fost în pustie și a fost ispitit, el a răspuns, este scris. Levitic 26. Okay, amen. That's one witness, right? Mulțumesc. Levitic 26. Acesta este un prim martor, Levitic 26. Acolo găsim blestemul scris în lege. And Deuteronomy 28 is where Moses repeats all the law that he'd given to Israel back in the time of the Exodus. Iar în Deuteronom 28, Moise repetă toate legile care au fost date în timpul Exodului. And there you find the blessings and the cursing. Și acolo găsim blestemele și binecuvântările și blestemele. If God's people obey Christ, they receive all the blessings. Dacă poporul lui Dumnezeu se închină lui Isus, ei primesc toate binecuvântările. But if we disobey, dar dacă el nu ascultă de Dumnezeu, that curse comes upon us. Acel blestem vine asupra noastră. And there's 4-7 times in Leviticus 26. Și sunt de 4 ori 7 vremi în Levitic 26. And in 1989, marked by Manasseh. 1989, marcat prin Manase. Who was taken captive in 677. Care este luat captiv în anul 677. Begins the 2520 curse. On the Seventh-day Adventist Church. Începe blestemul de 2520 în Biserica Adventistă. But you know, we don't go into captivity there. Dar știți, noi nu mergem în captivitate atunci. That's meant to be a warning that we're meant to wake up and repent. Acela este un ar trebui să fie un advertisement ca noi să ne trezim. But we don't see it. Dar noi nu-l vedem. So at 9/11, astfel încât la 11 septembrie, the second seven times comes upon God's people. A doua
Al doilea șapte vremi vine asupra poporului lui Dumnezeu. And if you read it, it says all the children go into captivity. Și dacă vei citi, spune că toți copiii vor merge în captivitate. Have you ever wondered why your children don't care for spiritual things? V-ați întrebat vreodată de ce copiii nu au atracție, nu își dau interesul pentru lucrurile spirituale? Have you ever wondered why our schools are worse than the world? V-ați întrebat de ce școlile noastre sunt cele mai rele din lume? You need to go to the book of Daniel. Mergeți la cartea lui Daniel. Chapter 9. Capitolul 9. And see the prayer that he prayed because he understood the curse of Leviticus 26. Și citiți rugăciunea pe care el o înalță pentru că el a înțeles blestemul Leviticului 26. And Daniel represents God's people in this time period who are praying that prayer to be released from the curse. Și Daniel reprezintă poporul lui Dumnezeu în această perioadă când el se roagă ca să fie eliberați de sub acest blestem. Because when we get here, brothers and sisters, pentru că atunci când ajungem la strigătul de la miezul nopții, there's a principle in the Bible. Este un principiu în Biblie. Because when you get to the third seven times, când ajungi la al treilea șapte vremi, it says that nearly everybody goes into captivity. Spune că aproape toți merg în captivitate. Less the poorest sort of people. Apart from the poorest sort of people. Mai puțin cele mai sărace suflete curate. Purest, yeah. Da, zi și săraci întâi. Pur. Not pure, poor. Purest sort of people. No, P-O-O-R. Pură, sărace. Cele mai purest souls, yeah? No, poor. Poor, yeah. Poor soul. Okay, you said the right thing? Yeah. Okay. Cele mai sărmane, sărace suflete. Okay, because Jesus says, blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Pentru că Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh, că cei vor moșteni împărăția. Now, in the law of God, in the second commandment, let's go there. În legea lui Dumnezeu, și haideți să deschidem la legea lui Dumnezeu, în porunca a doua. I was explaining this to my, he's not here, my brother earlier today. Și am explicat astăzi mai devreme unui frate. Okay, let's read Exodul 20, verses 2 to 5. Versetele 2 la 5. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, afară din casa robiei. Să nu ai alții Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci niciun chip cioplit sau vreo asemănare a oricărui lucru care este în cer deasupra sau care este în pământ dedesubt sau care este în apa de sub pământ. Să nu te prosterni lor, nici să nu le servești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, pedepsind nelegirea părinților peste copii până la a treia și a patra generație a celor ce mă urăsc. Okay, so it's saying there, right, that if we worship an idol, spune clar că dacă ne închinăm unui idol, that his mercy is going to last to the third and the fourth generation. Spune că pedeapsa va fi până la a treia și a patra generație. His mercy will... Yeah, no, his mercy lasts until the third and the fourth generation. Mila sa durează, ține până la a treia și a patra generație. Now we know that the Lord judges in the fourth generation. Noi știm că Dumnezeu judecă întotdeauna la a patra generație. Are you saying the right thing? Yeah, we are just mă îndur până la mila neam, pedepsesc în al treilea și al patrulea neam. It's just because here said he punished the third and fourth generation. Yeah. Yeah, but you said he'll visit the iniquity on the third and the fourth generation, but before that it's mercy. Okay. Deci Dumnezeu până la a treia și a patra generație are milă și abia atunci pedepsește. Now, pedepsește la a treia și la a patra, dar până atunci, până la acel timp, este mila. Această milă nu apare în poruncă, dar se înțelege că până la a treia este mila, iar de la a treia la a patra este pedeapsa.
Okay. Now we are all right. I hope so. We'll see. We understand that when Christ came in the world, it was the fourth generation. Înțelegem că atunci când Hristos a venit în lume, era a patra generație. Okay. They were the last generation of the Jews. Ei erau a patra, ultima generație a evreilor. And they're typifying us at the end of the world, the last generation of Seventh-day Adventists. Și ei sunt un tip pentru noi, ultima generație în biserica adventistă de ziua șaptea. We are the fourth and last generation. Noi suntem a patra generație, ultima. But it's teaching us something here. The judgment comes upon the third and the fourth together. Iar el ne învață ceva aici, că judecata lui vine asupra generației a treia și a patra împreună. Now we've preached and shown that from October 22nd, 1844, down to 1989, there's one, two, three generations. Și am arătat că de la 22 octombrie 1844 până la 1989, până la 1989 au fost patru generații. Because 1989 is the beginning of the fourth and last generation. Pentru că 1989 este începutul celei de-a patra și ultima generație. Not based upon time, nu bazat pe timp, events taking place, ci bazat pe evenimentele care au loc. Can't count a generation by time. Nu numărăm generațiile pe timp. It's symbolic. Vorbim simbolic. And under the fourth generation, those four generations repeat. Și de-a lungul celei de-a patra generație, toate aceste patru generații se repetă în a patra generație. A patra generație de la 22 octombrie 1844 până la 1989. Și atunci acelea au fost cele patru generații. Și la 1989 începe ultima, cea de-a patra generație. You got the four generations. Aveți a patra generație. You got the four seven times. Aveți cele patru vremi. You got the four insects in Joel chapter 1. Aveți cele patru insecte din Ioel capitolul 1. You got the four abominations in Ezekiel 8. Aveți cele patru urăciuni în Ezekiel Ezekiel 8. And they're all teaching us the same thing. They all parallel each other. Și toate ne învață același lucru. Toate sunt paralele. Okay. And we've taught this. We've shown you this. You can show it clearly. The same things. It's marking the same time period. Și am tot arătat acestea. Am tot învățat acestea. Sunt toate marchează aceleași perioade. And the last four kings. Yeah, the last four kings are the four, represent the four seven times in Leviticus 26. Cei ultimii patru împărați reprezintă cei cele patru mențiuni ale celor șapte vremi din Levitic 26. Now, we understand in Ezekiel chapter 8. Înțelegem din Ezekiel capitolul 8. The third abomination, că a treia urăciune, is marking this false lottering message that's going to be given. Marchează mesajul fals al ploii târzii care va fi dat. And we understand that when you give that false lottering message, you're already worshiping the sun. Și înțelegem că atunci când ai acest mesaj fals, tu deja te închini la soare. So the third and the fourth are joined together. Așa că a treia și a patra sunt devin una, se unesc, devin una singură. If you turn to Amos chapter 1, we'll show this. Dacă deschidem la Amos 1, Amos chapter 1 is going to show us this 8 times. Amos 1 ne arată aceasta de numai puțin de 8 ori. We already looked at the number 8 today. Deja am studiat numărul 8 astăzi. We understand that there's 8 symbolic days here leading us down to the midnight cry. 8 days, 8 symbolic days. Și am studiat că cele 8 zile simbolice duc la strigătul de la miezul nopții. Okay, because the number 8 represents rebirth, and at the midnight cry, it's marking where God's people are raised out of their grave, represented by Lazarus. Rebirth.
means rebirth? Yeah. Okay. Pentru că numărul 8 reprezintă nașterea din nou. Okay. No, I didn't finish all your phrase. I only translated the first part with the number 8 means rebirth, and then I don't remember what you said. The number 8 leads us down to the midnight cry. Și apoi numărul 8 care ne conduce până la strigătul de la miezul nopții. We know Sister White says the triumphal entry is the midnight cry. Și de asemenea Ellen White spune că the triumphal entry, că intrarea triumfală is the midnight cry. Este strigătul de la miezul nopții. And that's where Lazarus is raised out of his grave. Și acolo Lazar este înviat din mormântul său. And he's the crowning glory that leads in Christ into Jerusalem. Și el este crowning glory. He is a crown and he's el este e slava încoronării care îl conduce pe Domnul Iisus în Ierusalim. Este încoronarea gloriei. So, in Amos chapter 1 and verse 3. În Amos 1 versetul 3. Just read that verse. Astfel spune Domnul: pentru 3 fără de legi ale Damascului și pentru 4 nu voi întoarce pedeapsa lui pentru că au treierat Galaadul cu unelte de vânturat de fier. So, it's shown us a principle here that for 3 transgressions or for 4 the punishment comes upon you. Aici ne arată un principiu că pentru not say that? 3 4 it says and it says for 3 transgressions of Damascus and for 4 Și spune că pentru 3 fără de legi și pentru 4 fără de legi el I will not turn away the punishment. El nu va întoarce pedeapsa lui. Okay, so go to verse 6. Versetul 6 mai departe spune: astfel spune Domnul, pentru 3 fără de legi ale Gazei și pentru 4 nu voi întoarce pedeapsa lui pentru că au adus în captivitate pe toți captivii ca să-i dea Edomului. It shows the same in verses 9, 11, 13, then in chapter 2 verse 1, verse 4 and verse 6, 8 times. De 8 ori ni se arată același lucru, apoi în versetul 9, versetul 11, versetul 13, apoi în capitolul 2, versetul 1, versetul 4 și versetul 6. We understand that right here God's people are going to worship the sun. Noi înțelegem aceasta că la legea duminicală copiii lui Dumnezeu se vor închina la soare. But it's linked in this time period right here. Și este legată de strigătul de la miezul nopții. Because we understand this is where God's people are going to go into the cities, do wonderful work, like they're going to be led by Satan. Pentru că noi înțelegem că între strigătul de la miezul nopții și legea duminicală, copiii lui Dumnezeu conduși de Satana vor merge în oraș și vor face o lucrare minunată. Go to Matthew chapter 7. Matei 7. Sister White says very clearly. Sora Ellen White spune foarte clar. Says that God's people at the end of the world will be given power by Satan to heal people. Că poporul lui Dumnezeu la sfârșitul vremii vor primi putere de la Satana ca să vindece oameni. And if you read chapter 7 verse 21, și dacă citim Matei 7 cu versetul 21 to 23, până la 23. Nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor spune în acea zi: Doamne, Doamne, nu am profețit în numele Tău și nu am scos draci în numele Tău și nu am făcut multe lucrări minunate în numele Tău. Și atunci le voi mărturisi: niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi cei care lucrați nelegiuire. Now, how can it be, brothers and sisters? Cum e posibil, frați și surori, that God's people can cast out devils, că poporul lui Dumnezeu poate scoate afară demoni and be breaking the law, și să calce legea, să facă fără de lege? Because Sister White will tell you clearly, it's because the devil is giving them power. Ellen White spune clar că aceasta se va întâmpla
prin puterea Satanei care le este oferită. What's Lord, Lord in Romanian? Lord, 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 Lord. How do you say it? Legea lui Dumnezeu. No, no, no. That's not what it said. Well, how do you say Lord? Ah, Lord, Lord. Yeah. Okay. Doamne, Doamne. Yeah. Do you want to write it? Yeah. Here, yeah. Right above there. Two times. One above each other. Yeah. Now, whenever you see God's people repeating something in the Bible, by context, it's marking the midnight cry. Ori de câte ori vedeți poporul lui Dumnezeu repetând un lucru în Biblie, din context este marcat strigătul de la miezul nopții. And over the next few days, I'm going to give you a whole bunch of them. Și în zilele următoare vă voi oferi o mulțime de dovezi. But I heard a story recently. Dar asta am auzit de curând o istorie. Somebody was speaking about the Bible to a congregation. Cineva vorbea din Biblie unei congregațiuni. And he said that the person who wrote the Bible must have been drunk. Și a spus că persoana care a scris Biblia cu siguranță a fost beată. Because everywhere you read in the Bible, they always seem to double everything. Pentru că de fiecare dată când citești pe Biblie, totul e dublat. Se spune de două ori. God will not be mocked, brothers and sisters. Dumnezeu nu este batjocorit. How dare we as human beings make a mockery of something that's divine? Cum ne permitem noi ființe umane să batjocorim ceva ce este divin? You can't understand God's word unless the Holy Spirit reveals those things to us. Noi nu putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu până când Duhul Sfânt nu ne descoperă acestea. And Brother Dwayne has laid out who's drunk on the Babylonian wine. Și fratele Dwayne ne-a prezentat clar cine este îmbătat din vinul Babilonului. So, așadar, the four, seven times, one, two, the third one here, most people go into captivity. Cele patru, șapte vremi, prima, a doua și a treia, la strigătul de la miezul nopții la al treilea, cei mai mulți merg în captivitate. When the cry goes out at midnight, când strigătul vine la miezul nopții, most of us are not going to have the oil, brothers and sisters. Cei mai mulți dintre noi nu vor avea ulei, frați și surori. We need to weep and we need to mourn to make sure that we can receive that oil in this time that we've been given. Can you give me another word for mourn? Lament. Ok. Cei mai mulți va trebui să plângem și să ne lamentăm. For the oil. Pentru ulei. Okay. Oh. Right. So anyway, let's go on. And oh yeah, that's where we are now. Sorry. So why were we laying out Luke chapter 1? What's the purpose of it? Care este scopul pentru care aliniem Luca capitolul 1. Well, apart from being a parallel to the ass right here that struck dumb and speaks. În afară de faptul că este o paralelă a măgăriței care ajunge și vorbește la legea duminicală, we need to understand what Elizabeth was doing from this point forward right here. Trebuie să înțelegem de asemenea ce face Elizabeta de la momentul în care Zaharia este mut, de la 11 septembrie. What did she do from that point? Ce a făcut ea? Ce făcea ea în acea perioadă? She was hiding. She was hiding, right? Stătea ascunsă, corect. How long for? Pentru cât timp? For five months. Months. 5 luni, pentru 5 luni. 5 months, brothers and sisters. Okay, she's hiding. It's represented a symbol that God's people in this time period are in hiding spiritually. Pentru 5 luni ea se ascunde și aceasta
reprezintă poporul lui Dumnezeu care se ascunde timp de 5 luni. Now we read in Psalm 83 about those 10 kings. Am citit în Psalmul 83 despre acei 10 împărați. That they're confederate and they've made they've taken crafty counsel against the hidden ones. Că ei se unesc and taking crafty counsel, that's what it says. They make a counsel. Și ei fac un sfat, se sfătuiesc ca să ducă împotriva against the hidden ones. Împotriva celor ascunși. Okay? So we know that's right here. They are making counsel against God's people that are marked as the hidden ones right here. Și știm că acest fapt împotriva poporului Dumnezeu este marcat la 11 septembrie. So, iar poporul lui Dumnezeu este ascuns, se ascunde din acel moment. We were shown that Osama bin Laden claims to be following Muhammad, and Muhammad was typifying Osama bin Laden in 1989. We showed that. Și am arătat că la 1989 bin Laden este un tip și un tip al lui Muhammad la 66 și a încercat să se ducă la îndeplinire. And we were showing the restraint put on Islam at 9/11 was typified by the restraint that began the first war back in 27th of July. Și am arătat de asemenea că frâiele puse Islamului la 11 septembrie sunt tipul frâielor puse Islamului la 27 iulie 1299. And that the restraint was upon them for 5 months. Și frâiele au fost puse pentru 5 luni. And here we have God's people marked as hiding for 5 months. Iar aici poporul se ascunde pentru 5 luni. So we're bringing the end of the first war is going to end here and this is marking midnight. Așa că primul vai se încheie la 27 iulie 1449 și este marcat ca fiind miezul nopții. And we'll show why that's midnight when we get further on. Și când vom înainta, vă voi arăta de ce îl numim miezul nopții. Okay. How long have I got? Oh, 11 minutes. So, let's go back to Revelation chapter 9. Apocalipsa 9. And read verses 12 to 15. Apocalipsa 9, versetele 12 la 15. Un vai a trecut. Și iată că încă două vaite după acestea. Vin încă două vaite după acestea. Și al șaselea înger a trâmbițat și am auzit o voce din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, spunând celui de-al șaselea înger care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Și au fost dezlegați cei patru îngeri care erau pregătiți pentru o oră, o zi, o lună și un an să ucidă a treia parte din oameni. Ok, so it's telling us here that one war is past. La 27 iulie 1449, la acest punct ni se spune că un vai a trecut. And we see that the second war is being loosed right there. Și că cel de-al doilea vai deja a început, a pornit. So right here is where the second war begins. Chiar aici este momentul în care cel de-al doilea vai începe. Now, from a historical aspect. Din punct de vedere aspectul istoric, we have the fifth trumpet from 606 to 27th of July 1449. Avem cea de-a cincea trâmbiță de anul 606 până la 27 iulie 1449. But the war part of it was a jihad against Rome. The war part? The war of the prophecy. Iar vaiul profeției represents the jihad by Islam against Rome. Este reprezentat de jihadul islamului împotriva Romei. Okay, and that's marked here for this
150 years or 5 months. Și este marcat aici în această perioadă de 5 luni sau 150 de ani. So we understand the woe is a portion of the trumpet. Înțelegem că vaiul este o parte a trâmbiței. And that woe represents the jihad against Rome. Și acest vai este reprezentat de jihadul împotriva Romei. Now this trumpet here was done, it was marked by the Saracen. The Saracen. Cea de-a cincea trâmbiță a fost marcată de Sarazin. No, this is the verse. Okay. This is only Mohammedans. I can't read that stuff. Okay. Okay, so but when we get to this point here, însă când ajungem la acest punct, when the second war begins, când începe cel de-al doilea vai, it's marking the work of a man called Othman. Marchează lucrarea unui om numit Othman. And Othman was the man that brought all the tribes of Islam together. Și Othman a fost cel care a adus toate triburile islamice la sub conducerea sa. So this is marking the beginning of the Ottoman Empire. Iar acesta este momentul în care marcăm începutul Imperiului Otoman. Okay? And this is the war that took place and the second jihad against Rome by the Ottoman Turks. Iar în acest vai este al doilea jihad care are loc care este dat de către turcii otomani. So it's real simple, brothers and sisters. Este foarte simplu, frați și surori. If there's three wars, dacă aceste trei vaiuri. And the first war is a jihad against Rome. Dacă primul vai este jihadul împotriva Romei. And the second war is a jihad against Rome. Și al doilea vai este jihadul împotriva Romei. What is the third war? Ce este al treilea vai? The jihad against Rome, a child could tell you that. Până și un copil poate să vă spună că este jihadul împotriva Romei. The Lord tells us that he uses the ancient people to teach us what's coming. Dumnezeu ne-a spus că folosește popoarele vechi ca să ne învețe ceea ce urmează. And it, you just go on those radical Islam sites. Și puteți să intrați pe aceste site-uri ale islamului radical. And they tell you when they get to Rome they're going to chop the heads off those priests. Și veți putea citi cu ochii dumneavoastră că planul lor este să taie capetele preoților catolici. And Osama bin Laden wants to bring down the United States of America in 1989. Wants to bring down the United States. Iar Osama bin Laden avea planul, scopul ca la 1989 să fărâme, să dărâme Statele Unite ale Americii. Because that's the very year that Ronald Reagan enters into this illegal marriage with the Pope and becomes the armies of Rome. Pentru că în acel an Ronald Reagan intră în această căsătorie nesfântă cu papalitatea și el îi oferă armatele Statelor Unite ale Americii. And he said at 9/11, George Bush said here at 9/11. Iar George Bush la 11 septembrie a spus: You're either with me, sunteți ori cu mine, or you're against me, ori împotriva mea. And all the countries of the world now are they're there putting things in place against Islam. Și toate țările lumii acum se unesc și pun planuri împotriva islamului. Every man's hand will be against him. Mâna oricărui om va fi împotriva lui. And his hand will be against every man. Și mâna lui va fi împotriva oricărui om. Genesis 16:12. Geneza 16:12. So we see in the history here it's marking this jihad against Rome right here that's going to begin with this asp being loosed that we're marking at midnight. Așa că în această istorie care este marcată prin miezul nopții avem acest jihad împotriva Romei. Put there by this 5 months. Put there? Yeah, because the 5 months dictates that it goes there, right? Okay, pentru că este împlinirea celor 5 luni, pentru că cele 5 luni conduc la. Da, și le punem aici datorită celorlalte 5 luni de la Elisabeta. Yeah. So, this leaves this to be 1 month or 30 days.
Așa că aici, între miezul nopții și strigătul de la miezul nopții, avem o lună, 30 de zile. Okay. And this is what our whole focus is going to be once we finish laying out this out. This is our whole focus. Și după ce vom termina de așezat lucrurile, ne vom ținti atenția aici, pe aceste 30 zile. Sister White says the parable of the 10 virgins is the experience of the Advent people. Sora White spune că parabola celor 10 fecioare este experiența poporului adventist, bisericii advente. It's our parable. Este parabola noastră. Okay. And at midnight, și la miezul nopții, the cry is going to go out, brothers. Hristos iese, frați și surori. Now, goes out. We read Revelation 9, 12 to 15. Am citit Apocalipsa 9, 12 la 15. And it mentions in there that he hears a voice from four horns. Și se menționează aici că aude o voce din cele patru coarne ale altarului de aur. Unde am citit? Apocalipsa 9, 12 la 15. Am citit mai devreme. We just read it. Okay. So in verse 13 it says four horns. În versetul 13 apar patru coarne. And then the command in verse 14 is to loose the four angels. Și apoi porunca din versetul 14 este să dezlege pe cei patru îngeri. So Islam is restrained here, but right here it's getting loose. Islamului se pune frâie, este înfrânat aici, dar la miezul nopții este pierdut, eliberat. Okay. Este. So four angels hold back the winds of strife, four angels loosed right here. Cei patru îngeri țin cele patru vânturi la 11 septembrie, însă la mijlocul nopții eliberează aceste vânturi. And then, in verse 15 is the prophecy that was responsible for the Millerite time period. Pentru că în versetul 15 să avem o profeție despre o perioadă de timp care a fost responsabilă pentru perioada milerită, istoria milerită. Okay, Josiah Leach was the man that studied the book of Revelation chapter 9. Josiah Leach a fost cel care a studiat Apocalipsa 9. Okay, and he took this hour, a day, a month, and a year. Și el a explicat această o oră, o zi, o lună și un an. What's an hour? Hour, oră. O. 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 R. A. Okay. Oră, yeah. Okay, so one hour. One hour. One month. One month. L, U, yeah. And A. One month. One year. No. Okay, one hour. Oh, sorry, a day. Sorry. One day. I missed a day. So this is Luna. Yeah. What's the day? Z. I. That's it? Yeah. And one year. A. N. Yeah. That's it? Yeah. Okay. So we understand from William Miller's understanding of Bible prophecy. Înțelegem prin metoda de înțelegere a lui William Miller. That Josiah Leach took this prophecy. Că Josiah Leach a luat această profeție. In one year equals 360 biblical days. Și că un an are 360 de zile biblice. One month equals 30 biblical days. O lună are 30 de zile biblice. And one day is obviously one. O zi este 1. And those equal 391 years. Iar cele 30 de zile reprezintă 391 de ani. Okay? All of them. Just these three things represent 391 years. Yeah. All of them, toate 360, 31, toate adunate fac 391. But one hour, dar o oră, is the 24th of a day. Este a 24-a parte a unei zile. Therefore, it's 24th of a year. De aceea este 1 pe 24 dintr-un an. Which he understood was 15 days.
Și el a înțeles că aceasta reprezintă 15 zile. Okay? So this gave him 391 years and 15 days. Astfel încât profeția aceasta este despre 391 de ani și 15 zile. And Josiah Leach made a prediction. Și Josiah Leach a făcut o predicție. Based upon the second wall, bazată pe cel de-al doilea vai, that went from 27th of July 1449 and was fulfilled perfectly on August the 11th, 1840. Predicție ce începe la 27 iulie 1449 și care se împlinește perfect la 11 august 1840. That Islam would be restrained. Că Islamul va fi, îi se va pune frâiele. Okay. And Sister White says in the Greek controversy. Iar sora White spune în tragedia veacurilor. That his prophecy, when it came true, perfectly fulfilled the prediction. Că profeția când a venit timpul pe care el a spus ceea ce s-a întâmplat a împlinit exact profeția. And from 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. Iar în această perioadă, de la 11 august 1840 până la 20 de octombrie 1844, a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. Okay, so what do we do with four time periods in our time? Și ce facem cu aceste patru perioade de timp în timpul nostru? Nothing. Nimic. There's no time. Pentru că nu mai este timp. What we have is a number four. Ceea ce avem, avem numărul 4. We have four angels. Avem patru numere, patru îngeri, four horns, patru coarne and four periods of time. Și patru perioade de timp. It's given us in number four and it's all over the Bible, brothers and sisters, the number four in here. Ne dă numărul 4 și aici putem pune toate numerele 4 din Biblie. So therefore we can't make this based upon time. We can't, we cannot. No, we can't be not here anymore in our time. Yeah. Tocmai de aceea în timpul nostru noi nu mai putem să aplicăm această perioadă de timp. Okay, so it's basically marking a number 4 now, but we're going to give you another witness to put it in here. Practic marchează numărul 4 și vă voi mai da încă un martor. The Millerites marked. Millerii au marcat. That when the second wall, when they were released, că cel de-al doilea vai când a fost eliberat, it took 4 years, i-au luat 4 ani, and they brought down the wall of Constantinople. And brought down? They brought it down, yeah. Și au durat 4 ani până când zidurile Constantinopolului au căzut. Now we've got these two walls, Matthew, the walls of marriage and Sabbath. Avem cele două ziduri, zidul căsătoriei și zidul sabatului. We know this is the wall of marriage right here and the wall of Sabbath. Știm că la strigătul de la miezul nopții este zidul căsătoriei și la legea duminicală zidul sabatului. So it's telling us that there's a wall going to be brought down right here. Deci ni se spune că chiar aici va fi trântit la pământ un zid. And we understand that this is marking the wall of marriage. Și acesta este zidul căsătoriei. Okay. So this, because there's no time, this is marking spiritually August the 11th, 1840. Și pentru că de aici nu mai este perioada timp, este marcat spiritual 11 august 1840. Because the wall came down in 1453. Pentru că zidul Constantinopolului a căzut în 1453. So God demonstrates the end from the beginning. Dumnezeu demonstrează întotdeauna sfârșitul de la început. On 27th of July 1449, la 27 iulie 1449, the last Roman emperor, ultimul împărat roman, asked permission before taking the throne. A cerut permisiune înainte ca să primească tronul. Now, he asked 4 sultans. El a întrebat 4 sultani. If you ask to take the throne, what does that say about those 4 sultans? Ce spune despre acești 4 sultani dacă tu te duci la ei și le ceri tronul, ceri permisiunea pentru a lua tronul?
that they obey, he obeyed to them. Yeah, yeah, yeah. He's showing subservience to them, right? Arăt că le ești vasal. So, right here, chiar aici, they bow down, Islam bows down to the four, sorry, not Islam, sorry, Rome bows down to the four Islamic powers. Chiar aici, Roma se închină, îngenunchează în fața celor patru puteri islamice. And it's marked by this four-year period right here. Și este marcată prin această perioadă de 4 ani. But at the end of the prophecy, 1840 to 1844 is 4 years. Însă la sfârșitul profeției sunt din nou 4 ani, de la 11 august 1840 până la 8 octombrie 1844. And right here Islam bows down to the four European powers. Și chiar aici, așa cum Dumnezeu arată sfârșitul prin început, Imperiul Otoman se închină celor patru puteri europene. Of Russia, England, Prussia and Austria. Rusia, Anglia, Prusia și Austria. So we see God's demonstrated the end from the beginning. Dumnezeu întotdeauna demonstrează, arată sfârșitul prin început. So in order to understand this time period, we have to understand this time period. Pentru ca să înțelegem perfect această perioadă de timp, trebuie să o înțelegem pe aceasta. Because they both represent the same thing. Pentru că de fapt amândouă reprezintă același lucru. This is a glorious manifestation of the power of God. Aici este o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. The midnight cry is a glorious manifestation of the power of God. La miezul nopții vedem din nou o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. And as we begin to go through and lay things on here, you're going to see it very clearly. Și pe parcurs ce înaintăm și le așezăm pe toate, le veți vedea și mai clar. So the whole purpose of Revelation 9 at the end of the world is to give us this structure, this understanding of what's taking place here with Islam. Deci toată structura, tot motivul Apocalipsei 9 este ca să ne facă pe noi să înțelegem această structură care are de-a face cu Islamul. That if we humble our hearts before the Lord, și că dacă noi ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu, we've nothing to fear from Islam. Nu avem cu nimic de ce să ne temem de Islam. Islam has been raised up to punish an apostate system, Babylon. Islamul a fost ridicat de Dumnezeu ca să pedepsească un sistem apostat, Babilonul. And that's what we see by these restraints. They're only allowed to do what God allows them to do. Și asta vedem prin aceste patru înfrânări, frâie puse, că Islamul face doar ceea ce Dumnezeu îi permite să facă. Islam is keeping Rome busy to give us time to be sealed in our foreheads. Islamul ține Roma ocupată pentru ca să ne ofere nouă timp ca să fim sigilați pe frunți. But woe unto us, brothers and sisters. Woe unto us. Dar vai de noi, frați și surori, vai de noi. If we don't have that oil in our lamps, dacă la miezul nopții nu avem ulei în lămpile noastre. We read the book of Jonah today. Am citit cartea lui Iona azi. We saw what that belly of the whale represents. Și am înțeles ceea ce reprezintă acel pântece al balenei. We don't understand that the earth is never going to be the same place again from this point forward. Noi nu înțelegem că pământul nu va mai fi la fel începând de la miezul nopții. The birth pangs demonstrates that too. Durerile nașterii ne demonstrează acest lucru. When the pain comes back, it's going to come back twice as bad. Când durerea revine, va fi și mai puternică, de două ori mai puternică. And it's going to just keep coming, brothers and sisters. Și va veni din ce în ce mai rapid. Mai intens. Sister White says the last days will be rapid. Sora Ellen White spune că ultimele zile se vor desfășura cu o rapiditate foarte mare. So we will continue with this tomorrow morning. Continuăm cu aceasta mâine dimineață. Let's have a word of prayer. Vă invit să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Părinte iubit din ceruri, we are truly blessed. Suntem cu adevărat binecuvântați. When I read the stories in the Bible, Lord, când citim povestea din Biblie, Doamne, and I see how perfectly you predicted those things that would come to pass in our day. Și văd exact cum tu ai prezis aceste lucruri care se întâmplă astăzi în lumea noastră. We read how Christ came
to give the Jews a last mercy message. Vedem cum Isus a venit în lume și le-a oferit evreilor ultimul mesaj de milă. That their probation was about to close. Că închiderea harului, timpul de probă era gata să încheie. And in the Father's love, he poured out heaven in bringing Christ to the world. Și în dragostea Tatălui, el a turnat prin faptul că Isus a venit în lume. And how his own church, when he gave them the message, wanted to kill him. Iar propria lui biserică, atunci când le-a dat mesajul, a vrut să-l omoare. How every time he was preaching that message, they would send spies to report upon him. Pentru că de fiecare dată când el predica această solie, ei aveau spioni ca să-l raporteze. If only those people would realize what they were doing. Dacă oamenii aceia ar fi înțeles ce făceau. I pray, Lord, that we would never repeat that history. Doamne, mă rog ca noi niciodată să nu repetăm acea istorie. I pray for each person here, Lord, that they will see these signs. Doamne, mă rog pentru fiecare persoană prezentă aici ca ei să vadă semnele. That the Holy Spirit would convict our hearts. Pentru ca Spiritul Tău cel Sfânt să convingă inimile lor. That our eyes would be opened. Pentru ca ochii să li se deschidă. That we would receive the healing message. Pentru ca noi să primim mesajul vindecător. That we would be converted. Pentru ca noi să fim convertiți. And that our sins would be blotted out. Și pentru ca păcatele noastre să fie șterse, îndepărtate. While the door of mercy is still lingering. Atât timp cât ușa harului încă mai este deschisă. Lord, we thank you for the Sabbath day. Doamne, îți mulțumim pentru această zi de sabat. We pray for your sweet blessings now. Ne rugăm pentru binecuvântarea ta scumpă. And we ask this in the name of Jesus. Și cerem aceasta în numele lui Isus. Amen. Amen.